am citit o poveste care îi place foarte tare fiului meu, care are doar 2 anișori și se numește Trei prieteni. Așa că m-am gândit să le împărtășesc și copiilor care au venit astăzi aici la colțul de lectură, să le împărtășesc și lor această poveste. Ceea ce se întâmplă aici la Opera Comică este minunat. Sunt actori extrem de talentați care fac spectacole minunate, special pentru voi, dragi copii. Azi am vrut să citesc copiilor Punguța cu doi bani de Ion Creangă. Este una dintre poveștile copilăriei mele și, dragi prieteni, Opera Comică face niște lucruri extraordinare și pentru cei mici și pentru cei mari, pentru că înăuntru fiecăruia dintre noi e în continuare un copil. Așa că veniți la toate spectacolele Operei Comice, pentru că aveți ce vedea și vă puteți reîntoarce în timp sau puteți învăța lucruri noi. Citit povestea celor două surori. Au fost foarte atenți copiii, deși unii aveau 5 anișori, 6 anișori, chiar și 9 anișori și a fost nevoie uneori să găsesc sinonime pentru cuvintele din poveste care erau mai sofisticate și mai greu de înțeles pentru ei. La mulți ani tuturor copiilor! Am ales povestea Cenușăreasă pentru că, în primul rând, consider că este una dintre cele mai cunoscute povești. Sensul poveștii mi-a plăcut. În primul rând, ne spune să fim oameni buni. Am ales într-un mod să ne povestim împreună. Adeseori copiii au luat înainte și eu zic că noi toți ne-am descurcat foarte bine.